Noul ministru al sănătății este convins că investițiile sunt foarte importante, mai ales că infrastructura este una învechită, cele mai multe spitale fiind construite în anii 70. Spitale care pun în pericol viața pacientului, dar și pe a medicului și pe a familiilor acestora și pe a personalului medical. Vlad Voiculescu anunță că prin programul operațional regional, România are la dispoziție 150 de milioane de euro pentru construcția a trei spitale regionale. Lucrăm la tema de proiectare pentru aceste spitale și sperăm ca în lunile următoare să avem progres, un progres semnificativ. Lucrăm aici alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și cu suportul primului ministru am avut luni o întâlnire cu doamna comisar Corina Crețu. Cu siguranță în lunile ce urmează voi fi de multe ori în fața dumneavoastră să raportez progresul. Ministrul Sănătății anunță că vor fi construite alte două spitale în București, în parteneriat public-privat. Este vorba despre extinderea Spitalului de Copii Mari Curie și despre înlocuirea actualului Institut de Boli Cardiovasculare Cece Iliescu, care stă să cadă. Vlad Voiculescu precizează însă că actul medical în cele două noi unități sanitare va fi suportat de stat, chiar dacă este vorba de o investiție care implică și companii private.